Referitor la combustibil, totuși nu aveți dreptate, vreau să vă spun tuturor consilierilor, să știți că deja o săptămână de zile, dacă până acum din Moldova duceau combustibilul în România, de o săptămână de zile din România îl aduc în Moldova. Că la noi un litru de motorină este 1,50 €, iar în România un litru de motorină este 1,30 €. Apropo, da, și dacă să vorbim despre guvernare, de cei ce ar trebui să lucreze pentru poporul nostru, mașinile agenților economici care importă în Republica Moldova combustibil stau la România sau la Bulgaria câte o săptămână de zile în rând și nu prea iau combustibil. Iar combustibilul care se aduce la portul Giurgiulești este luat timp de 24 de ore de mașinile din Ucraina. Asta este guvernul dumneavoastră care influențează ulterior asupra prețului la combustibil în Republica Moldova. Ca în final să avem la toamnă o pâine nu de 3 lei, dar de 7 lei. Eu de asta mă tem. Mă tem de o sărăcie totală. Dar dumneavoastră spuneți că sunt aberații. Nu, este o analiză pe care o poate face fiecare cetățean. Bine. Combustibilul în Moldova acum este mai scump ca în România. Mai scump ca într-o țară europeană. La acest PAS l-a adus partidul PAS.